Întâmpla ca o echipă să fie eliminată după ce a pierdut un meci. De fapt, asta și a fost ideea. O zi mai proastă, dacă lipsesc niște jucători, dacă sunt angrenați în cupele europene, se oferă astfel ocazie echipelor importante să mai aibă o șansă. Sunt trei meciuri în faza grupelor, nu foarte multe. Formulă de Cupa României. Oh, și are care mergeau rău, care aveau probleme. Sau așa ar trebui. Foarte bun acest șut. Pe undeva portarul Drăghia atent aici. Ea nu e foarte, foarte grea. Repet, sunt mai multe meciuri. Șutul este deviat și mingea lui Lucasen. Să vedem dacă se ridică fanionul după cum se felicită. Cred că este golul lui Lucasen. Minutul 8, parcă Dragic este pe banca de rezerve. N-avem VAR, sigur. Dar nici nu e nevoie de VAR. Nu este nevoie de VAR. Sub nicio formă, poziția corectă. Șutul lui Albu deviat în două rânduri. Mai întâi a fost un adversar care a trimis mingea acolo în zona lui Lucas, în care are un reflex de moment și pune latul. Nu știu dacă n-a fost deviată și de celălalt adversar din fața lui Lucas. Pidului și acum 12 ani în lot, în sfârșit. Și aici Papo și un exterior al lui Papo care mărește diferența după mai puțin de un sfert de oră. Da. Lucasen. La rândul e interesant acest exterior. E un jucător cu execuții tehnice de calitate, Papo. Lăsăm la o parte adversarul, poziția asta. Asta n-a influențat sub nicio formă execuția lui Papo. Da, se ajunge ușor în astfel de poziții, dar aici dă bine, înțeapă mingea cum trebuie, unde trebuie. Și de văzut acest Emers. Acolo este spațiu, Papo sare peste minge, Lucasen, Emers. Toți cei trei străini. Vezi problema, cât mai e. Sare bine Lucasen aici. Și el plasează bine mingea, da, e gol de portar. O atinge altfel portarul Lobretin. Da. Gol de portar. De câte 6 echipe, fiecare urmând să joace câte 3 meciuri cu câte o echipă din fiecare grupă valorică. Adică am putea avea un meci, de exemplu, FCSB-CFR. Vineri este trafic cu cap de serie, asta nu mai știu. Repet, nu se joacă fiecare cu fiecare în această fază a grupelor. Fiecare echipă va juca 3 meciuri. Crepulia. Spațiu mare pentru Crepulia. Costache. Mingea se duce în bară. Costache Dragoș Grigore, altfel n-a mai jucat un meci de cupă a României de 8 ani. Sigur că n-a fost în România. Sigur că acolo a evoluat mai mult. Aici, lovitura de cap pe direcția portarului. Lovitura de cap a lui Călăraș. Nu de mult, Uta. Acum e aici, la Afumați.